Vă salut fraților și bine m-am găsit la un nou clip de pe Metin 2 Ro serverul Tiger Ghost, eu sunt Taker Vors, vizionare cât mai bună, băi nu uitați de acel mic buton de like pentru că mă ajută și pe mine foarte foarte mult Dacă mai vreți să facem în continuare clipuri zilnice cu și despre Metin 2 Ro Băi în clipul de azi vreau să vând rubinul ăsta excelent, full PVP la 1600 de oni, cât îl aveam eu inițial îi fac și băiatului un bine și el îmi face mie. Sunt unii deci este superb. Adică putem aproape să ne apucăm de seria de bișniță. Aproape de 2000 de uni, ce, ce, o să avem. Uh, nu uitați și de uh, linkul, primul link din descriere, fraților, dacă vreți să vă jucați pe Metin 2 Euro, să o faceți cont cu linkul acela și, bineînțeles, uh, dacă v-ați cont cu linkul acela, îmi arătați pe Instagram și, dacă vreți, uh, un ajutor de început, eu vă ofer un mount. Bun, fraților, deci băiat, o să-mi dea 601 woni prima oară, pentru că, da, nu se poate, nu se poate da mai mult în negoț și restul de 999 woni uh, pe rubinul acesta pull PVP. Bă, mi se pare foarte, foarte ok, s-a vândut, sper se bucure de el. Și acum, pă, nu știu ce să facem, cum să jucăm. Avem 1600 de, de oni. Deci aș putea să fac multe pe partea de bișniță. Multe și pe partea de alchimie, dar nu prea am eu în ce să dau, vă zic sincer. Deci chiar nu aș avea în ce să dau. Uh, rubinul 280, ăsta strălucitorul și după aia Full pvp, 465, 480, 490, asta pvm Hai cu rubinul um, Altceva Mai avem aici la excelente 389 Șoperianu. Bă, ești nebun? Soperiano, 389 rubinul ăsta? Băi, chiar e ieftin De deci ce ăsta e ieftin rău? Eu am un la fel la 525, am vândut la 500 Bă, e ieftin ăsta Chiar ieftin, ieftin nu știu ce să zic. Este, este ieftin, fraților. Mă gândesc, poate, poate să-l cumpăr. Hai că poate încerc să fac o combinație cu el și vă zic. Fraților, un content foarte, foarte scurt. Deci, este vorba de un pariu. Rubinul ăsta strălucitor și diamantul ăsta strălucitor. Eu o să dau în ele, în moment, de aceste două diamante și dacă merge, indiferent de bonus, eu îi dau 500 de uni lui lovesc tare. Hai să vedem. Grad de claritate, bum bum. Excelent. Cu rezistență la abilitate. Bă, nu e rău. Chiar nu e rău deloc. Și dăm 500 de uni. Hai alchimist. De bun, deci i-am dat și uni, 500 de uni, onișorii lui. Și așa am rămas cu două diamante strălucitoare. Un diamant excelent cu rezistență la abilitate și am pierdut am dat 500 de uni. Deci, fraților, hai să facem un mic calcul să vedem cum am ieșit. Deci, un rubin strălucitor este în medie o... Cât e mă ăsta? 290 și... 290 și... Cât e? Ia să vedem. Mitic. 298. Adică nu eu o să-l pun pe ăsta, de exemplu, acum la 297. Ca, ca băiatul. Deci ce să mai zici? Zi 300 direct. Bun. Uh, investia a fost de 300 Uh, de 500 de oni. Deci fiți atenți, eu am aici diamant excelent, Asta e cam 340 de oni, plus minus atât e că atât am vândut zilele trecute, plus 600 uh, plus încă 300 strălucitorul, pardon, 640 de oni, hai să vă arăt. Deci asta, asta e ce am scos noi în momentul de față și investiția mea a fost așa, 58 cu 59, ca să facem un strălucitor, 117 oni plus 500, pe care i-am dat lui Lovestare. 617 oni. Bă, nu a fost rău, este un profit acolo. Deci, este un profit, dar nu ceva semnificativ. Hai să vedem și diamantele astea cum sunt, cred că... Eu îl la 344 și lol, uite-te și tu, tot rezistență și atac magic, după aia asta are 3 bonusuri. Uh, mai sunt câteva pe aici din ce văd, dar full, băi, eu aș fi vrut să-mi dea full, pentru că știți, am mai dat și pe live și tot degeaba. Deci este foarte, foarte, foarte greu să îți dea full. Bă, am stat și m-am gândit puțin și o să iau și rubinul ăsta excelent. Valoarea atac, rezistență medie, apărare, 389 de oni. Pentru că și așa îl aveam și Adică l aveam și pe celălalt 550 de uni Hai să-l pun și pe ăsta Deci mi se pare oricum că se face profit frate de la ăsta Am mai vândut unul la fel mi se pare La 555 dacă nu mă înșel Și ăsta oricum la 450 de uni minim ar trebui să zboare Deci nu am ce să cer mai mult în momentul de față Rubinul ăsta strulcitor. Celălalt de fapt. Aș putea să-l pun și pe ăsta pe piață, dar nu cred că mai am uh, nu cred că mai am uh, spațiu de bani, mă refer 297, ba da, uite că am avut, deci 297 297 550. Uh, și mai avem 600 de oni plus diamantul ăsta excelent cu uh, valoarea atac magic care Sincer să fiu cu voi, aș putea să-l plusez acum pe clip. Nu știu cât ar mai fi fasolea. Ia să vedem de curiozitate. Fasole verde. dacă e până în... Mamă, frate. Băi, băiatule. Dar unde vă credeți, bă, fraților? Hai să spargem și noi acolo niște oni de... doar de content acolo. În... Content ușor, ca să zic așa. Uite așa. Bun, am luat 20 de fasole, că le mai aveam pe peste 75 roz. Dacă e să meargă, bine, dacă nu... Aia e. Hai să vedem la nivel. Ia uite, una. 0, ai ca și ala plus, -o. la, e șoala plus 2. E plus 3. Plus 2. Plus 1, mamă. Jale, bă. Jale, jale, jale. O simt cu diamantul ăsta plus 2, 3, 4, hai că hai cu asta roz, eșuat cu asta roz, hai că mai dau încă una de asta roz, 4, iarăși eșuat cu asta roz, iarăși eșuat cu asta roz, mamă, dar roza m-a spart, chiar m-a spart, plus 1, 2, 3, 4, 5, Hai mă, las-o, naiba. Cinci. Iarăși, bă, las-o, naiba. Lasă-mă în pace. Patru. Bă, eu zic că vrea, sincer, să fiu chiar cred că o să vrea șasele. 5, acum vrea șasele. N-a vrut, bă. Bă, mă, las, n-a vrut șasele. Bă, las-o încolo. Deci las-o încolo, am zis că fac ceva, dar mai bine stăteam în banca mea. Deci mai bine stăteam în banca mea, fraților. Plus 4, plus 5. Iar a ieșit la plus 6, plus 5. Iar a ieșit la plus 6. Doamne. E incredibil. Și iar s-a dus la plus 2, plus 3, 4, 5, 6. Uite că l-am făcut plus 6 până la urmă. Cu Q, cu, cu vai, da, s-a făcut. Adică, nu a fost cine știe ce. 349 de oni. Uh, dar nu mai am. Nu mai am loc. Hai, hai să-l pun la 349. În momentul de față pe ăsta. Și o să mai țin un Rubin Stroll. Că poate vrea să vină cineva uh, la reușită, la excelent. Unde dau foarte, foarte mulți bani în funcție de bonusuri. Bun. Altceva, nu știu dacă ar mai fi. Ia să-i dăm aici. Să verificăm piața. La Jad. Mitic, mai am pe la excelent încă, deci nu l-am vândut din păcate. Ăsta e la 960. Astea sunt 39 de oni, după care astea clare sunt 16 se duc, se duc foarte, foarte repede în 17. 6 80. jadul ăsta. Legendarul, cât ar fi, mă, legendarul? M-ar tenta să dau și niște legendare, 3 și 19 Mamă, bă! Bă, cred că am găsit, am găsit ce să mai facem, fraților. Nu știu, mă gândeam oricum cu profitul ăla, pentru că este un profit nesimțit de pe rubinul ăla excelent. Eu zic să o facem un felul următor, fraților. Schimb 10 oni în yang și dăm de pe urma profitului ăla de la rubinul excelent, care oricum este mare, de 100 de oni în jad de uh, legendare. Cred că și voi vreți să vedeți treaba asta. Nu uitați de butonul de like dacă vă place tipul ăsta de content, fraților, care este riscant. Uh, am spart mulți oni în momentul de față, deci chiar am spart foarte, foarte mulți, uh, dar este pur și simplu pentru content. Uh, dacă vă vă place și lăsați un like și vedem dacă strângem peste 100 de like-uri și la clipul ăsta, eu uh, mă conformez, știți foarte bine și uh, continui cu clipurile de genul, pentru că îmi place și mie să dau în alchimie și până la urmă cui nu-i place să dea în alchimie, pe bune acum, deci dacă nu dai în alchimie nu știu ce, nu știu cum poți să joci Metin dacă nu dai în alchimie. Într-adevăr, farmezi, dar parcă câteodată îți mai place și a riscuit, eu de exemplu am riscat acolo, putea să-mi dea diamantul gol, fraților, pe clipul ăsta uh, și să fie daună. Adică dacă era diamantul la gol, ce naiba se întâmplă, mă, magazinul în pregătire? Z, ilegal. Da, mă, are magazinul în pregătire. De deci, ce naiba l-a fi pus în pregătire astea legendarele, numai el știe în momentul de față. Dar cred că voia să scadă piața, nu știu dacă i-a reușit, dacă nu i-a reușit, oricum ar fi fost, eu o cresc în momentul de față. Deci păcat că nu, le că nu avea magazinul pornit, zi ilegal, plus că mă și știu cu, cu băiatul, am mai făcut câteva trade dar aia e, se mai întâmplă poate pur și simplu doar a uitat, sincer nu cred că voia să scadă piața, că nu ar fi avut de ce, adică tot pe acolo era și pentru ce să o scazi, pentru 5 caca, un caca, nu știu, nu și are sensul, dacă era vorba de oni mai înțelegeam, dar așa chiar nu, nu are sens. Bun, hai să revenim. 3 3 și 4 deci cred că investiția o să fie fraților nu știu o să calculez cu 3,2 în medie hai mă n-a dat drumul la shop am zis și eu că îi fac vânzare așa pe ultimele 3 dar n-a fost să fie hai să vedem ce reușim să facem Verificăm și baba oricum ar fi Bă, mă bucur că am găsit rubinul ăsta. Bă, chiar mă foarte, foarte bucur că am găsit rubinul ăsta. La prețul ăsta atât de mic. Și pot să vă fac un cont content, fraților, foarte, foarte tare. Uh, acum ca bonus doar. Bun. Deci hai să facem un mic calcul. Sunt 32 de legendare. Ori. 3,2 în medie. 102 onii. Fraților, 102 onii. Hai să verificăm ce zice baba rapid. Deci... 32 ani. Am auzit că este clarvăzătoare. Căde cât că cât norocoș mi-a zis. Bă, a așteptam să fiu norocos, dar nu chiar așa de repede. Bun. Rafinare. Hai să vedem cum începem. Începem cu eșoare. Una a mers, două au mers, treia au mers. OK, trei eșoare cu 2, 3 cu 3. 4 cu 3, deci suntem pe plus +1, 5 cu 3, 5 cu 4. 5 cu 5, 6 cu 5, 7 cu 5, 7 cu 6, 8 cu 6, 9 cu 6, 10 cu 6, 11 cu 6, mamă, 11 cu 7, 12 cu, nu mai știu, cred cu 8, 9, 10, bă, 10, mici și doar, mă așteptam să meargă mult mai bine. Chiar mă așteptam să meargă mult mai bine, dar acum avem nevoie de un singur full ca să ne scoatem. Hai să vedem dacă vreunul din ăsta este full. Uite, Max PV absorție refacere, ăsta e bun, odată. dată uh, și restul, Max PV absorție refacere iarăși, deci doar două. Și acum, să vă zic sincer, cred că trebuie să-i dăm. Trebuie să-i dăm, că nu prea avem ce să facem aici. Hai cu clarele astea. 1. Eșuat și iar e gol. Eșuat, mamă, băi, m-a rupt. A, uite, eșuat și clarul. Hai perfectul ăla. Bun, am făcut perfectul. E jale, e jale, fraților. Nu, vă zic sincer. Ce s-a ce întâmplat acum, jale. Minus. Nici nu vreau să știu cât. Dar deja le a fost jale. Hai să vedem. Uh... Hai să vedem un jad mitic. Perfect cât e. 39 de 1,20. Hai să iau și un, hai mă să dăm și un la un strălucitor că poate, poate dă ăsta full și ne scoate din sărcie că și așa nu am, n-a făcut niciunul full. S-a făcut ce un PV mare refacere absorbită, perfect, deci perfect fraților. Doar ăsta e undeva la 140 de oni, deci super, super bine, eu o să-l pun 140, el este 155 pe piață în momentul de față, chiar mă uitasem. 140 de oni, super bun, deci super, super, super bun. Uh, deci 142 de oni a fost investiția Astea două practic sunt în plus Hai să vedem cât e unul PV mare absorție refacere Cred că e vreo 17 oni, 16 oni Cât ar trebui să fie Ia uite 16 oni Absorție refacere 16 oni Bă, astea oricum pentru noi sunt profit Deci nu prea mai contează foarte mult O să pun 15 oni 50 Ca să facem și noi o faptă bună Uh, ok. Se pare că s-au cam dup, -au dus onii De pe aici trebuie să-i ducem pe alt cont. Nu este, o, nu este asta o problemă. Îi punem pe taker năbână. Bun. I-am pus. Și acum mai am loc de shop. Deci mai am loc să mai pun și pe shop. Că înainte nu mai aveam. Uite, să-l pun și pe ăsta. 15 oni. Asta era vreo 200 de oameni, dar nu cred că o să o pun în momentul de față chiar acum. Asta, 14 fulger, 20 animale, inscripționată plus 90 critică, 25 de uni mi se pare ok ca skin. Asta, 90 de uni. foarte, foarte bună, 44 medie, 7 metine, cu o trăvită plus 9 ca skin, superbă. Ăștia, parcă am 2, 2 perechi la fel, ok. 90 de uni. Uh, altceva ce aș mai putea să pun. Ăsta 10-15 cu fucetate, 60 de oni. Ăsta nu cred că îl pun în momentul de față. Ăsta 25 de oni. Bărțara asta granat care o am de foarte mult timp 17 oni. Dacă nu se dea, nu știu, cred că o încerc eu la plus 9. Ăsta 70 de oni, 40 de 7 metine. altceva, nu cred că mai am pe aici sincer să fiu. O mai am pe asta foarte, foarte bună pentru BM 225 de on, dar cred că, cred că e. 190. Da, nici 100 de on nu mai pot să pun. Din păcate, ăsta 15 oni. Ăsta cât naiba? Nici nu mai știu cât era, 20, dar nu mai am. Gata. Asta, asta, a fost fraților, ăsta a fost shop -ul. Pe azi n-am greșit niciun preț, mă uit de fiecare dată și vă recomand să vă uitați și, vouă, și voi fraților să nu greșiți yangul cu unul. <coughs> Bă, cam atâta pe clipul de azi. Eu am fost taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao.